Domnule Drulă, am lansat un sondaj pe site-ul hotnews.ro și rog pe cei care ne urmăresc acum chiar să voteze, să spună părerea. Întrebarea era: va reuși Cătălin Drulă să relanseze USR? Răspunsurile sunt foarte interesante, procentele sunt foarte interesante, aproape egalitate pe toate variantele. Da, cu siguranță spun 21% dintre cei care au răspuns întrebării. Cei mai mulți, dar 29% da, dacă partidul este unit. 28% dintre respondenți au spus nu, va fi săpat din interior. Iar 22% spun că sistemul nu vrea un USR puternic. Care vi se pare dintre variante cea mai apropiată de Bun, eu realitatea imediată îmi de doresc, sunteți președinte ales de câteva zile? îmi doresc să le dau dreptate celor care au spus da și într-un fel sunt convins că toți vor ca această forță, un partid care e pe bune, nu e condus de nimeni din afara lui, nici de la serviciu, un partid de cetățeni care s-au adunat în 2016 și care a crescut de la o mișcare la un partid structurat, membru în familia europeană a liberal-democraților, un partid care dorește modernizarea României, un partid cu adevărat liberal în politicile pe care le promovează și pe care le și implementează, că avem și funcția de execuție, am fost la guvernare, avem primari. Cred că, de fapt, deci și oamenii care ne critică și legitim își doresc ca noi să reușim, pentru că suntem singura forță politică care își dorește altceva, adică să schimbe această băltire în care e România, un sistem cleptocrat, eu am mai spus socialist cu epoleți, așa ușor dubioase influențele de la Ce înseamnă servicii socialist cu secrete. epoleți? Înseamnă că politicile sunt împotriva mediului privat. Cu asta vine PSD-ul. Mediul privat e văzut ca bun de plătit taxe, de impus noi biruri, iar la guvernare, actul de guvernare, de administrație publică, nu e văzut ca un serviciu public. Știți, avem și slujitor al poporului, ar trebui să Pe fie. ei sunt slujitorii cui, din ce spuneți Al dumneavoastră? propriilor interese. Da? Deci, practic, PNL și PSD s-au transformat în niște mașinerie imense de găsit locuri de muncă la stat pentru cine contribuie puțin la partid sau are influență vreun fel sau altul sau vine cu bani. Există aproape, poate că 70-80% din energia acestor partide, mă refer la timpul miniștrilor, secretarilor de stat, al vicepreședinților, de filiale județene, se petrece în acest film, în a găsi locuri de muncă. Mă, am și eu pe cineva, n-aveți o agenție undeva, bagă-mi-l consilier, bagă-mi-l undeva. E mult prea cunoscut asta în societatea românească. Noi am fost la Dar n-au guvernare. făcut nimic bun, adică Dacă au făcut ceva bun, sunt niște programe care au fost lansate, nu? Acest sprijin pentru România, de exemplu, cea mai recentă măsură cu compensarea de 50 de bani la litru de carburant. Poate unii spun că vă e politicile. ciudă că ei fac lucruri și câștigă electoral. De ce n-ar fi măsurile acestea bune? Adică se adresează, de exemplu, sprijin pentru România și IMM-urilor și persoanelor vulnerabile. Ce este rău în asta? Politicile acestui guvern n-au făcut decât să adâncească criza economică. Ne paște o criză de proporții. Suntem acum cumva la câteva luni înainte de momentul în care o să doară rău de tot. Deja doare, deja vedem probleme sociale, vedem cum inflația mănâncă din veniturile oamenilor, dar suntem abia la început. Și dacă nu e suficient că o spun eu, partid de opoziție, o spune guvernatorul BNR, mai diplomatic, așa cum vorbește domnul Isărescu, dar a spus foarte clar că politicile fiscale, adică cheltuirea fără restricție a banului public, angajările la stat, acest aparat enorm care apasă pe deficit, deficit care înseamnă împrumuturi, nu fac decât să adâncească, să pună gaz pe focul inflației. Și ceea ce am spus, cred, într-o conferință de presă acum 2 luni, că ne paște acest pericol al fenomenului economic numit stagflație, adică economia scade, se contractă, se închid, sunt falimente, oamenii ajung în șomaj, sunt rate pe care nu le mai pot plăti la case și le execută băncile. Toate nenorocirile astea, eu nu vreau să sperii oamenii, dar din păcate către acolo ne îndreaptă această guvernare, vin în același timp cu presiuni inflaționiste în care cresc foarte mult prețurile și scade puterea de cumpărare. Fenomenul ăsta de stagflație este cel mai dezastros și economic. E bine, săptămâna trecută Isărescu a spus cel mai mare risc la adresa economiei României în momentul de față este stagflația. Deci confirmă ce am spus eu. E Dacă îmi adevărat, permiteți să revin puțin la. e adevărat, dar vreau să fac o singură observație și poate comentați acest lucru. Aceste crize au mai fost.
dar politicienii le-au tratat ca și cum nu ar fi existat și vă aduc aminte de momentul 2008. Uh-huh. Și acum... Asta o să fie mai mare, din da, păcate. Și acum vin niște alegeri. În 2024 avem niște alegeri. Asta este... Credeți că se vor închide business-urile, vor fi dați oamenii afară înainte de alegeri? Cred că va lovi suficient de dur înainte de alegeri și asta o știe și PSD-ul și domnul Ciolacu, că la un moment dat m-am întrebat și, mă rog, noi discutăm cu toată lumea din spectrul politic ce au de gând, că nu-și dau seama că vine această nenorocire economică. De fapt, au de gând să plece de la guvernare. Eu sunt foarte convins că la rotativa pretinsă în alianța lor nu va prelua PSD funcția de premier, pentru că știu ce îi așteaptă în 2023, ani preelectoral, îi așteaptă consecințele propriilor politici. Ori asta este o caracteristică a PSD-ului. De fiecare dată când a guvernat strâm, n-a stat să trăiască și consecințele a ceea ce au făcut. Cu un an înainte de alegeri pleacă, se bazează că oamenii preocupați cu altele se uită la cei care guvernează în acel moment. Și asta este foarte nociv pentru economia românească și e caracteristic socialismului de care vorbeam. Dacă îmi permite să zic și despre partea de epoleți, epoleții îi asigură domnul Ciucă, pe de-o parte, da, un fost militar care a spus că nu o să facă politică și s-a implicat în politică, subalternul direct al, pe linie militară, al președintelui Iohannis, dacă a fost șef de stat major, Iohannis e comandantul suprem al armatei, îi spunea, domne, drepți. Acum l-a luat din tot pe același criteriu de drept, dar l-a pus în fruntea guvernului. Domnul Ciucă a plagiat. Poate să mă cheme în judecată, poate spune orice, asta este un fapt. Am văzut datele, sunt 60 de pagini copiate din două cărți anterioare în teza lui doctorat. Ok, deci a făcut omul. Câți politicieni din România au fost compromiși sau li s-a terminat cariera politică pentru că au plagiat? Știți vreunul? Cred că cazul domnului Ponta, ce puțin a fost unul flagrant și care i-a rămas legat de nume. Dar nu cred că a ieșit din Liga întâia politicii pentru că a plagiat. Să știți că cred că și asta a contribuit la scăderea imaginii dumnealui în timp. Dar mă rog, nu vreau să fac o analiză pe domnul Ponta. E un fenomen extrem de nociv, un fenomen al imposturii. La fel vorbeam mai devreme cum se angajează la stat, pe bază de am și un om bagă-mi-l. Îi faci rău și omului aluia, că la 23 de ani băiatul ăla de primar poate ar fi bine să vadă și el cum e în viața reală, să-și găsească un job real, să învețe niște lucruri, adică îi faci rău și lui, le faci rău colegilor din instituția publică unde îl angajezi, pentru că ea zic, păi ok, eu am muncit aici 15 ani și ăsta pentru care pilă la partid vine în capul meu și pleacă. Deci e pe multiple planuri. Revenind la plagiat, la această formă de furt intelectual, E grav pentru că arată impostură în societate și pe de altă parte cei care muncesc pe bune. Eu, de exemplu, am făcut master în Canada, la Universitatea de Toronto, un master ca un fel de semidoctorat, 2 ani cu o teză de cercetare. Teza de cercetare se găsește și pe Google Scholar, a fost publicată într-un jurnal de top 10. Mă rog, am muncit la ea și unul dintre lucrurile pe care trebuie să muncești la cercetare este că trebuie să-ți vină o idee originală. Cel puțin de fapt asta e și în România, în teorie. Dar în lumea anglosaxonă a mediului academic e foarte strict asta. Și știu câtă muncă e în spate și cei care își fac și doctorate, m-am gândit atunci, vreau un doctorat, păi foarte multă muncă, sudoare, ani de tinerețe pe care îi petrece acolo. Păi cei care cercetează pe bune în România, cum se simt ei văzând asta? Dar să lăsăm plagiatul de acum 20 de ani, sau mă rog, actul, ce e cel mai grav este că a blocat ancheta asupra lui. Și într-un mod ăsta cu intimidarea jurnalistei Emilia Șercan, o operațiune de compromat în care chiar poliția a scos poze compromițătoare și nu au explicat niciodată cum. Deci femeia s-a adresat... Am înțeles că este încă o anchetă în curs. Exact, o anchetă în curs. O să aflăm probabil când aflăm și cine a făcut atentatul de la Arad și ce alte minunății s-au mai întâmplat în mandatul domnului Bode. Apoi pe partea juridică a blocat prin tot felul de acțiuni și canatorii, pentru că de fapt e simplu, CNATCU, organismul ăsta, Consiliul Național de Atestare, nu mai știu cum a diplomat, ar trebui să zică, ne-am uitat și am văzut că e plagiat sau nu e plagiat, nu-i lasă să se pronunțe. În justiție a blocat cu metoda coperta un dosar al unei străine, nu știu, de origine algeriană, au căzut la judecătorul care trebuie, au luat coperta, au pus dosarul lui Ciucă înăuntru, acum zic că e o anchetă la Curtea de Apel. Eu aștept rezultatele, sunt convins că și acolo o să așteptăm mult și bine. Adică dumneavoastră spuneți că a fost o manevră, pur și simplu, deci... Datele sunt în presă și sunt de notorietate. Judecătorul s-a pronunțat și a închis problema, a anulat sesizările. Deci cei care au spus, niște cetățeni au zis, domnule, a plagiat, CNATCU, te rugăm pronunță-te, că așa e procedura. Nu știu, cred că nu se poate autosesiza, asta e altă problemă.
Și am zis, nu-s bune sesizările. La unele le-au zis pe criterii de formă, la altele au spus că am văzut niște motivări prin care scria că îi afectează cariera domnului Ciucă. Deci s-a ajuns la niște chestiuni absurde. Judecătorul s-a pensionat a doua zi. Judecătorul e penalist de ăsta de notorietate. A mai făcut pauză din cariera de judecător și a mai fost angajat prin diverse locuri de către PNL în funcții publice. Păi asta nu mai e justiție. E un simulacru și intervenția cu picioarele a epoleților, a serviciilor secrete, a genului ăsta de stat militarizat devine din ce în ce mai evidentă de notorietate, observă și partenerii noștri externi și asta e rău pentru democrație, că în genul ăsta de sistem așa ușor militarizat, o securist, prosperă hoția, că hoțul merge cu impunitate. Furtul de bani publici, șmecheria asta pretutindeni, specialii, mi-aduc aminte scandalul când a îndrăznit bietul Voiculescu, Vlad Voiculescu, să spună în ședința de guvern, dar de ce să nu vaccinăm atunci când era întâi categoriile vulnerabile, oameni cu boli grave, în vârstă și așa mai departe, de ce trebuie ăștia cu epole să aibă centre speciale? A sărit și Ciucă, care era ministrul apărării, și Bode, ca doi curcani înfoiați așa în ședința de guvern, după care i-au pregătit lui Vlad ăsta Câțu, a trimis corpul de control, asta e o manevră clasică de asta de intimidare, să dau un corp de control peste cap. Deci reacția sistemului ăsta la a-i fi atinse privilegiile denotă așa un pic de comportament din zona, nu vreau să jignesc America de Sud, dar sud-americană în sensul ăla rău de regimuri militarizate. Sunt realități în țări din America. Nu toate și de asta vreau să avem relații țări, diplomatice zis, corecte toate, și să spun țări, că da. E... Nu. Bun. Asta este câmpul din România și dacă m-ați întrebat, dom'le, nu fac și lucruri bune toată rețeaua asta de partid, mai scapă din oameni de la PNL și PSD unii care fac treabă. După cum dacă ne uităm la USR, nu suntem perfecți fără nicio pată pe tricou albă și așa mai departe. Dați-mi unul poate... de la PNL și unul de la PSD care face treabă. Mai degrabă pot să mă gândesc în zona de primării, să știți, și am avut niște relații foarte bune cu primari. Mai puțin cu Emil Boc, am văzut că ați avut da, un schimb incredibil. De deci după ce în timp ce eram ministru, am vorbit cu doamnele la telefon de câteva ori și l-am ținut aproape cu ce face cu programele de PNRR, cu finanțare europeană și îmi spunea, domne, extraordinar, bravo, bine gândit, e de notorietate, cred, are și un termen de ăsta de deferență, se adresează cu excelență. Zic, domnule, uite ce om bine crescut, i-a spus foarte bine ați gândit-o, domnul ministru, e că a fost o relație, ce puțin în aparență, cordială. După un an a început să scoată niște minciuni. Drul a scos, Drul a făcut, vorbea despre mine în ședințele Consiliului Local de menționa numele de către 15 ori, dar sunt alți primari și eu nu m-am uitat la culoarea lor politică, care am colaborat și am avut un dialog foarte bun. Știți cum ne recunoaștem? Avem o... aș zice așa ca un fel de conjurație a oamenilor care sunt puși pe treabă. Te cam recunoști din ochi cu cine ai pus pe treabă. Adică nu ești acolo ca să servești clientele, nu suntem înrolați într-o masonerie secretă, dar există o formă de a ne recunoaște și de a ne respecta. Și eu cred că nu o să facem din România Elveția. Nu o să devină clasa românească pură ca îmbrăcată, dar dacă de la 5% oameni care fac treabă ne ducem la 50% sau la 70%, păi aia înseamnă mult mai multe străzi care sunt ca lumea, mult mai multe spitale care arată bine, copii care merg mai, nu merg flămânzi la culcare și așa mai departe. Deci ideea asta a perfecțiunii, că aici vreau să vorbesc un pic și despre USR în contextul ăsta. Vorbim noi și de USR, dar haideți termina, spune, dați-mi exemplu. Un penelist și un PSD-ist puși pe treabă. Păi din zona de primării și se cam știu, de exemplu cu primarul Reșița am avut o relație foarte bună și am discutat niște proiecte cu domnul Ioan Popa la vremea respectivă. Pe zona de București, eu spun, nu fac un laudație acestor oameni, spun cum am lucrat cu ei pe teme. Pe tema acelor construcții ilegale de la metrou, am lucrat foarte bine și cu primariul SR de la 1 și de la 2, cu Clotilde Arman și cu Radu Mihaiu, dar și cu Ciprian Ciucu și cu Băluță. Și au fost oameni care au pus legea în aplicare, s-au ținut de cuvânt cu ce aveau de făcut acolo, deci există un anumit fel de a colabora dincolo de culoarea politică, dar trebuie să existe o bază acestei colaborări. La Parlament n-ați găsit pe niciunul, adică... Ba da, colaborăm cu oameni, nu știu, Cristi Băcanu de la PNL, e un proiect pe care l-a depus, care ar fi în interesul primarilor, apropo, dacă domnul Boc aude. Deci omul ăsta a depus un proiect, în momentul de față poliția locală e lipsită de puterea de a, poliția locală care lucrează primarii, de a
pentru cei care parchează ilegal pe trotuare, blochează accese, să le pună o înștiințare în care sunt obligați să spună cine a condus și să aibă consecințe legale. Numai poliția rutieră poate, care poliția rutieră nu are capacitate într-un oraș cum e București, Timișoara, Cluj să facă lucrurile astea. Omul a depus un proiect de lege pe care și noi îl susținem de la USR, care să repare această chestie, dar ghiciți cine îl sapă? Bode, de la Ministerul de Interne, care vrea să păstreze toate puterile la poliția rutieră. Domnul Boc, care are și el problema asta și este mare primar, ar putea să-l sune. Măi, Luciane, că l-a creat cumva ca un politic acolo de pe PD, filiera Cluj, Sălaj. Susține și tu proiectul ăsta. Și, în general, dacă sunt oameni care au o viziune similară la un moment dat, mai există oameni care mai cred în modernizare și își dau seama că e necesară și în PNL și în PSD, numai că sunt minoritari și nu vorbesc eu. Acum nu pot să iau eu de mânuță și să le spun, măi, ridicați și voi vocea. În timp ce în USR curentul de modernizare, de a merge pe relații mult mai echitabile, fără clasă de speciali, de a merge pe niște principii moderne în care administratorul care într-o funcție publică e în serviciu public. E, asta nu se reie dominante, 90-95%. Nu spun că suntem fără de pată, dar e cu totul altceva în clasa politică. Domnule Dulă, spuneți că sunteți altceva în clasa politică, partidul pe care îl conduceți dumneavoastră, cât aveți în sondaje, potrivit studiilor sociologice pe care le aveți dumneavoastră? Noi, în ultima cercetare care este încheiată a noastră, e un pic, are o vechime, are 5 luni și atunci eram undeva 13 sau 14%. Am mai văzut niște sondaje în spațiul public pentru care nu pot garanta, care ne plasează cam în aceeași zonă, 12-13%. Și ultimul sondaj Avangard, cred că în jur de 9%. Dacă aici mi-e puțin neclar, pentru că l-am auzit pe domnul Pieleanu o săptămână înainte într-o emisiune de televiziune spunând că a măsurat USR la 13%, deci nu știu de unde e diferența asta față de rezultatul. Probabil nu se terminase sondajul. O fi asta. Da. Ce vreți să faceți în USR? Am văzut declarațiile dumneavoastră imediat după alegere și pare că aveți niște gânduri mari, să zic așa, cu acest partid. Sunt aceleași gânduri cu care acționez în politică de când am făcut pasul acesta în 2016, adică eu, lumea mă cam știe în România. Sunt pe principiile astea de profesionalism, de muncă, de construcție. Astea și o anumită maturitate și stabilitate vreau să le așezăm mult mai bine în USR. Grosul colegilor mei, vasta majoritate, au înțeles principiile astea. În anii ăștia au mai existat anumite turbulențe și un fel de ajustare a așteptărilor. Noi, foarte mulți dintre noi, inclusiv eu, venim din zona de societate civilă. Am fondat ONG-ul Pro Infrastructura, eu, spre exemplu. În societatea civilă sunt puțin alte lucruri și e bine că politica e un lucru, societatea civilă este alta, deși oamenii își pot schimba între cele două. Un partid trebuie să dea să aibă o abordare mult mai instituțională. Pe oameni nu interesează atât de mult dezbateri, dispute, dezacorduri, ci interesează ce propune un partid, că are forța să facă și să aibă o voce unitară. Ori asta e un lucru care câteodată ne-a lipsit. Am trecut și prin niște oareși ce traume anul ăsta cu plecarea domnului Cioloș. Exact, cu o demisie, cu niște lucruri care nu ajută, nu ne-au ajutat. Dar acum, în sfârșit... La domnia sa făceați referire în declarația de după încheierea votului când vorbeați despre vedetisme și politică imatură? E o dezamăgire pentru mine ce a făcut dumnealui, dar nu numai. Vedeți, eu vreau să facem un USR, să întărim cultura instituțională care e prevalentă, aceea de a recompensa oamenii care muncesc, care așează lucrurile, care construiesc cărămidă cu cărămidă. În politică există și altfel, și asta și în politica externă, numai cea internă a unui partid, de a te face cunoscut și de a sări etape prin stridență. Faci anumite interviuri, spui niște chestii mai ieșite din comun și devii, cauți o celebritate. Asta e o cultură care nu e una de construcție, pentru că îi descurajează pe oamenii care muncesc și care zic, uite, eu stau și am construit aici, am adus oameni, am făcut filiale, am gândit politici publice și aici în față unul cu două minute de faimă. Și pe de altă parte îi încurajează și pe alții să urmeze trendul ăsta. Ori individualismul în politică nu duce la niciun rezultat, de-aia avem partide, pentru că un fel de concert de conștiințe de atomi
nu funcționează. Asta e, oricine înțelege cum funcționează interacțiunile umane, societatea, își dă seama că ai nevoie de structură. Ori tocmai și chestia asta, mai sunt niște cântece de, nu știu, de lebădă, sau nu știu cum să le spun, de sirenă, care zic, domnule, să fie așa multe partide pe partea asta de care mai nouă în zona politică, să fie multe, multe alegeri. Nu, asta nu înseamnă decât de structurare ar însemna. Din fericire nu e cazul. Avem un partid solid, USR, o construcție făcută cu muncă în 5 ani de zile, care a trecut prin suișuri și coborâșuri și în care rămânem să construim. Eu le-am dat o perspectivă colegilor mei care ziceau, bun, dar anul ăsta ce se va întâmpla și în 2023? Și le-am zis, voi trebuie să vă întrebați și ce se întâmplă în 2028 și să vă gândiți că stați până la pensie membrii în acest partid. La fel dacă își plătesc cotizația. Dacă își plătesc cotizația, ceea ce e un principiu care funcționează în USR, bine, o cotizație relativ modică, e 10 lei pe lună în zona urbană și 5 lei în zona rurală. Noi am pus principiul ăsta cu cotizația în statutul USR încă de la început, cred că de când era Nicușor Dan președinte, dacă nu mă înșel, pe principiu că partidele celelalte au niște registre de membri care sunt fictivi. Dom'le, trecem și mie aici pe cumnată ta, pe unchi, tu, pe cineva, ăla e membru, nici nu știe că sunt membru câteodată, doar a semnat la un moment dat sau a semnat cineva pentru el și aia e tot. În momentul în care dai bănuțul ăsta 5 lei pe lună și 10 pe lună, simți că cumva partidul și datorează ceva și tragi mai mult de mânecă pe cei care te reprezintă și e o garanție a unui membership real. Câți membri aveți până la urmă? Membrii cotizanți? Membrii cotizanți avem undeva între aproape 24.000. Dintre care 18.000, peste 18.000 au votat la aceste alegeri. Da, am avut o prezență undeva de 17-18%, nu mai țin minte exact. Am avut o prezență foarte mare la vot. Deci, concret, spuneți, e un mandat pentru organizare și seriozitate internă. Da. Ce înseamnă concret organizare? Scurt, ca să înțeleagă, inginerește. Inginerește. Organizare înseamnă că mergem într-un nou val de extindere, începând din toamna asta, să creștem acest 24.000, să fim în mai multe filiale. În anumite locuri lucrurile nu au mers așa bine, mai e nevoie și de reconstrucție. Nu vă ascund că am avut și eșecuri când te duci în 1800 de UAT-uri. Am avut o comună în care aveam 12 membri, dar am luat 6 voturi. Nu e ok lucrul ăsta. Și acolo nu s-au votat nici ei sau cum? Știți cum e? E foarte greu în momentul în care faci un proces de extindere de la câteva sute de oameni în București și te duci în câțiva ani să mergi în toată țara, în toate județele, în sate, în comune. Noi am există imaginea asta despre usăriști că stau în oraș. Am bătut la Kolb din țara asta cu tenis și ca să zic așa, făcând filiale la țară, de știm foarte bine. Câteodată mai sunt oameni care nu înțeleg exact de ce s-au implicat în politică sau mai sunt și infiltrați de la cealaltă partide. Aude primarul, bă, vor să-și facă ăștia de la seria, să pun eu doi oameni, încercăm să detectăm situațiile astea. Avem un proces de interviu la admitere, de a înțelege contextul, de acele referințe din comunitate, dacă știi, de exemplu, nu știu, un mic antreprenor local, ce crezi despre. Evident că faci un proces cu 1800, eu site-ist. Procese, construcții, inginer de fapt, inginer software, există o rată de, aici e și loc de reconstruire și o văd extinderea asta ca pe un flux și reflux, adică te duci într-un val, am avut valul 1, există un anumit reflux, după care mergi în valul 2. Deci asta, extinderea e o prioritate. Apoi avem proiectul ăsta de bătut la din ușă în ușă, door to door-ul din politologia anglosaxonă, în care l-am și început destul de în forță în niște județe și o reacție extraordinar de bună. Oamenii nu sunt obișnuiți să-ți vină la ușă. Ba da, unii sunt obișnuiți să vină cu tenis, cu ceasuri înainte de alegeri. Sunt obișnuiți. Exact, dar știți, nu sunt obișnuiți, ca să termin fraza, nu sunt obișnuiți să vii la mijlocul ciclului electoral. Că vin să le ceară voturile. Atât, atunci. Și noi le venim și le spunem, ok, suntem de la USR, uite ce vrem noi. Vrem să... Vrem și noi votul până la urmă. Până la urmă, da, dar e mai mult un dialog în care oamenii spun și de ce sunt nemulțumiți în general, de ce sunt nemulțumiți de noi, eventual ce așteptări au. Și prin asta cumva suplinim și o parte din absența, să spunem, în peisajul media și pe monitorizare. Dacă ne uităm, nu suntem chiar în zona de, nici măcar la, nu spun, un echilibru putere-opoziție. Profit de ocazie să anunț televiziunea națională, că am avut două invitații anul ăsta și ultima este de la începutul aprilie, că e televiziune publică și sunt obligat să prezinte și puterea și opoziția. Restul sunt posturi private. Poate și nu v-au prezentat pe dumneavoastră, poate l-au prezentat pe purtătorul de cuvânt al partidului sau alt reprezentant. Poate ne înșală pe noi, dar e cumva, nu cred că mai găsim vreo țară de la România încolo până la
Atlantic, în care televiziunea publică să nu mențină totuși un echilibru decent într-o poziție și putere într-o democrație, e în mandatul lor, e obligație. Dar trecem peste punctul ăsta și încercăm să mergem să vorbim direct cu oamenii. Vrem să batem la 1 milion de uși, cum le-am spus noi. Avem și un soft care ne permite să vedem cu cine am vorbit, să avem lucrul ăsta organizat cu echipe. Merge bine, asta este cumva poate surpriza. Venim ca societate dintr-o zonă grea, 2 ani de pandemie, partea asta care își dorește reformă dezamăgită, USR afară de la guvernare, că Iohannis și-a dorit mega coaliția lui, PSD a dus de cel care spunea PSD la guvernare, așa mai departe. Există o dezamăgire în societate și vine acum și criza economică. Da, dumneavoastră, apropo de acest lucru că a spus că a fost dați afară de la guvernare pentru că vroia cineva, dumneavoastră credeți că USR-ul nu a greșit cu nimic? Adică nu a contribuit cu nimic la această situație, la acest deznodământ? Deznodământul era cu final anunțat. Deci eram cumva relația PNL-USR a fost de... Cred că pur și simplu după alegerile lui Iohannis nu i-a venit în a doua zi să pună în practică planul cu Ciolacu, pentru că era prea de tot. Adică după ce tu mai ți-ai făcut campanie până în 4 decembrie, pe 6 decembrie alegerile, să zici pe 8, dar știți, m-am răzgândit, îl iau pe Ciolacu. Și în toate acțiunile pe care le-a făcut PNL-ul la adresa noastră, premierul Câțu, nu s-a văzut o aliniere de valori. Dacă vorbim chiar pe partea asta de grijă a banului public, am mai spus-o de câteva ori, câțiva dintre colegii mei, să nu mai zic lucruri bune de Câțu, dar eu spun ceva care nu e neapărat bun, e de rău de fapt, dacă mă aude. El spunea corect lucruri, că trebuie reforme și restrângere de cheltuieli, deci discursul era corect. În practică, el fiind șeful guvernului, miniștrii PNL nu făceau deloc asta, făceau doar cei de la USR, cum am făcut eu la transporturi, și n-a pus în practică acel program. Ori, de exemplu, chiar la momentul ieșirii de la guvernare, acel program, 50 de miliarde, acum l-au făcut 70, acel PNDL 3, de unde finanțat? Știți, din acel program de 70 de miliarde, care, nu știu, ar trebui să fie până în 2025, anul ăsta, câți bani s-au pus efectiv, că deocamdată sunt doar credite de angajament. Adică se face licitație, se semnează, după care te duci cu mâna la guvern, guvernul le dă bani. Anul ăsta au pus 3 miliarde și la anul o să pună 3. Asta o să fie un program care o să cadă în capul celor care vor guverna în 2024 sau 2025. Găsiți de undeva 20 de miliarde să plătiți, sau 30, sau să plătiți facturile pe PNDL 3. România nu are pe structura actuală bugetară, că vorbim de deficit. Bugetul pe 2022 e construit pe 5,8% din PIB deficit. Se vor duce peste 7. Asta înseamnă mega împrumuturi, înseamnă că România deja, doar pentru că Uniunea Europeană nu e în categoria aceea care se numește junk, nu știu să o traduc, adică unde investitorilor care vor să finanțeze se zice nu băgați banii aici că îi pierdeți, că nu vi mai dau înapoi. Suntem doar un singură treaptă peste. Adică nu vă aruncați banii la gunoi, ca să traducem. De fapt e vorba de dobândă, știți, că la un moment dat cămătari se găsesc. Și de apropo de dobânzi cămătării, România a ajuns să se împrumute la 9,2% acum vreo 2 săptămâni, mai mult decât Rusia. Deci un finanțator are mai multă încredere că va lua banii înapoi de la Putin, 8,8% se împrumutase în săptămâna aia. Rusia decât are că îi va da România înapoi, pentru că ne-am destabilizat economic atât de rău. Bine, cred că situația nu este singulară a României, cred că peste cea mai rea din Uniunea Europeană. Și dacă criza economică poate nu era evitabilă, amploarea pe care o va avea România, și cuvântul ăsta e important, pentru că e important dacă ai 100.000 de oameni în șomaj sau dacă ai 1 milion, e important dacă executarea de credite neperformante de bănci pentru 5.000 de apartamente sau dacă e pentru 200.000 de apartamente, cu tot o altă suferință socială. E important dacă ai inflația la 18 sau la 10 și așa mai departe. Deci economia asta e cu multe cifre și procente, dar de fapt înseamnă suferință foarte reală. Ori amploarea crizei este dată de politicile acestui guvern și acestei guvernări, care nu înțelege să pună piciorul pe frâna cheltuielilor și să facă un program de ajustare a deficitului bugetar. Haideți să revenim la USR. La USR. Da? Vorbeați despre vedetisme, politică imatură, că nu mai aveți nevoie și... Nu mai avem timp pentru asta. Nu mai aveți timp, bănuiesc că nici nevoie n-aveți. Era un timp și al României, nu numai al meu personal. Da. Iar cei care vor rămâne la aceste lucruri, practic, nu mai au loc în USR. Am înțeles, iar ce faceți cu ei? I-am spus așa, am terminat cu vremea asta în care eram echipa locutare, echipa locutărică, deci suntem o singură echipă, echipa USR. Colegii care înțeleg conceptul ăsta, de exemplu, am un coleg, nu vreau să-i dau numele, nici nu n-aș, care mi-a spus, eu nu prea pot să lucrez în echipă, întotdeauna am lucrat în mod individual și nu mă regăsesc în construcția asta.
Ceea ce e ok, depinde de fiecare cum se vede. Sunt oameni care sunt mult mai mult pe individualism. Cine înțelege că lucrăm într-o echipă și că lucrurile se rezolvă ca într-o echipă, prin discuții, dar având un obiectiv comun și cu o anumită loialitate față de obiectivele comune, e super binevenit și asta e o casă bună în care construim împreună. Sper să nu fie cazul să avem colegi care nu înțeleg asta, dar dacă va fi cazul ăsta, o să discutăm cu colegii. Avem mecanisme statutare, foruri statutare, dacă va fi vreodată cazul. Domnule, se termină cu democrația de până acum din USR? Nu, se termină cu anarhia. Deci în USR a fost anarhie până acum? Pe alocuri și anumite aspecte ale, ce puțin, știți cum e? Nu. De fapt, răspunsul pe fond este nu, dar sunt părticele de anarhice, să spunem, la un moment dat, care dau tonul. Dacă într-o cameră sunt 20 de oameni care vorbesc încet, politicos și cu respect față celălalt, și vine unul și începe să urle și să se comporte antisocial, cineva care intră nou în cameră o să zică aici e un haos, nu o să fie foarte atent. Aici, în zona, știți cum e, ajunge unul să distrugă sau să deconstruiască, mulți să construiască, cam așa funcționează în general în orice parte a vieții. Ori rolul meu ca lider este să nu permit distrugerea muncii mii, zeci de mii de oameni care muncesc în acest proiect. Poate cineva are, nu știu, un punct de vedere care este justificat și face mai multă gălgie și poate dumneavoastră nu vă place de el. Nu. Cine decide că are locul sau nu are locul? Asta e natura unui partid matur, că aceste, să spunem, decizii se iau într-un mod matur. E parte din, cum să zic, fundamental din a lucra într-o societate umană, să înțelegi când ceva e inacceptabil, să ai o anumită cultură instituțională, să înțelegi ce înseamnă dezacord, dezbatere într-un mod legitim. Deci democrația rămâne... A încercat și domnul Dan Barna și mi-au aminte că a fost făcut dictator. Cât credeți că va dura până veți fi făcut și dumneavoastră dictator în USR? Eu cred că am depășit niște etape de evoluție ale USR-ului, deci la un moment dat și mulți dintre colegii care au intrat, a fost o energie a începutului, a intrat fiecare în politică, a vrut să se așeze într-un fel, să înțeleagă, să fie, și atunci până înțelegi niște mecanisme de funcționare pe care în alte părți ale societății sunt mult mai bine rodate. De exemplu, nu știu, într-o companie mare, oamenii au anumite relații, dar acolo e și altceva pentru că funcționează cumva culturile, de exemplu, companiilor. Sunt niște culturi care nu recompensează pe cel care se apucă să răgnească singular. Dar într-un partid, oamenii nu vin, nu-ți plătiți cu salariu ca să stea acolo într-un partid de tipul ăsta. Cum este USR, în care oamenii se implică sincer din dorința de a contribui, și atunci până ne-am găsit un mod de a funcționa și de a ne roda, au trecut niște ani. Acum intrăm într-o zonă de maturitate și suntem la nivelul ăsta de partid matur, care nu mai e fenomenul ce mai fac băieții și fetele de la USR. Nu suntem băieții și fetele, suntem partidul USR care va rămâne pe această scenă politică în diverse calități, la putere și la opoziție, și nu știu, fac un pariu, și peste 20 de ani vom vorbi cu... Peste 20 de ani, moment în care de mult cariera mea politică... Peste 20 de ani avem interviu cu Cătălin Drulă. Și vom vorbi la zona de memorică și cariera mea politică va fi de mult, probabil, depășită, dar asta este o construcție pe termen. Dacă vă uitați, am fost la familia Liberalilor Democraților Europeni, ALDE. Nu prea vine să le zic numele pentru că l-a luat Tăriceanu și l-a nenorocit în România. În care sunt partidele premierului Olandei, Belgiei, Rutte, de Croce și mai departe. Și mă uit la partidele lor, sunt de 50 de ani, de 80 de ani, de 100 de ani. Există și partide noi, iar pentru un partid de 5 ani, ca o serie totdeauna vin, deci noi ne-au cerut consultanță, să spunem, sau să predăm bune practici, cum ați reușit să aveți niște rezultate atât de bune la a doua înfățișare electorală. Este văzut. Păi, era jale mare pe la USR, mi-aduc aminte, după a doua înfățișare electorală, adică... La 16%, dacă vă dau un exemplu, și nu spun că asta este ținta noastră, eu vreau să câștigăm alegerile din 2024. Poate fi USR un partid de
masă, de mase, cum vreți să îi spunem? Eu cred că cu perseverență în care mesajul ajunge la oameni, pentru că mesajul nostru e foarte greu să răzbată, el trece prin nu știu câte filtre, oamenii, nu știu, sunt câte niște trompete de-astea care le spun, ăștia vin, vă iau, nu știu, la un moment dat, ce spune, le luăm frigiderele, nu sunt român, sunt român, sunt bucureștean, sunt crescut în spatele blocului, dat cu mingea de perete, suntem cât se poate de români și reali și ne, din potrivă, în partidele vechi există o ingerință, un element străin care sunt aceste servicii secrete care îi trag cu sfori pe PSD și pe peneliști și care s-au predat complet. Am mai încercat la un moment dat să mai riste, dar acum s-au predat complet. Și cred că e o chestiune de timp și de repetiția mesajului, de, inclusiv această zonă în care mergem și vorbim cu oamenii față în față, ne ajută. Nu se construiește nimic în politică într-un an, doi, durează, sunt etape de creștere și de așezare în mentalul public și trebuie să avem și un pic de răbdare. Ca să vorbim peste 20 de ani, eu vă aștept la interviu peste 20 de ani, nu știu atunci, nu știu, vreți să candidați la președinție ca să mă gândesc cum aș formula Cătălin Drulă, fostul... Vom vedea, nu niciodată bine să anticipăm fostul ce, de mod sigur un fost peste 20 de ani. Nu am luat o decizie pe tema asta, mi-aș dori să câștigăm președinția României, pentru că eu am suferit o dezamăgire foarte mare cu Iohannis. Este sincer, nu e parte de niciun punctaj de partid, pentru că în 2014 am crezut în omul ăsta, că am povestit chiar în studioul dumneavoastră, că m-am dus ca cetățean, nu eram implicat politic, să apăr voturile într-o secție din Giurgiu. Am și învățat un pic de politică, cum Giurgiu e foarte particular, cu primarii care trec de la PSD la PNL și trece și 70. Deci vedeți, a fost bun și Iohannis, ați învățat ceva. Am învățat ceva, am învățat că dacă ești observator electoral, primezi doar cei din biroul secției aeroterme și că la 6 grade e greu să stai 14 ore. Am învățat cât de frig îți poate fi ca să aperi democrația și voturile unui om care a trădat această mișcare de modernizare a României. Eu am fost șocat în momentul în care mi-am dat seama, inclusiv din interacțiuni directe, cât de puțin crede în potențialul României. Aproape consider o jignire, mă face așa să mă înfurie că omul ăsta crede că noi atât putem. Nu e adevărat. L-ați văzut în ultima conferință, președintele Iohannis a spus că putem mai mult și a dat și niște exemple. El crede că putem mai mult cu 1%, cu 2%. Dom'le, dacă mai am vreun ministru mai bun care face treabă undeva, să fie lăudat, e bine așa. Dar el nu crede că trebuie să avem o modernizare mai fundamentală, să schimbăm niște tectonice. El nu vrea să supere pe aia care, era să-mi vină un cuvânt tot, cum am spus, din spatele blocului, care fură. Am vrut să-l folosesc pe la mai rău, banul public. Care mai rău decât a fura există un... Da, e a ciordi, dacă vreți, și cred că li se potrivește unora dintre ei și îl înțeleg mai pe șleau. Deci el crede că ăștia sunt inevitabili. Că, dom'le, asta e politica, se mufează unul la banul public, n-are rost să încercăm mai bine, mai degrabă să avem liniște și stabilitate cu Helvig acolo, cu lucrurile astea așezate, băieții de la PNL care și-au lumină de la Helvig și cei de la PSD și Ciolacu că tot de pe acolo și cam asta e ce poate România. Eu cred că poate mult mai mult și asta pentru că iubesc țara asta, sunt român, știu câți oameni muncesc cinstit zi de zi, știu ce demon e ăsta al neîncrederii, că și oamenilor li se spune cam același lucru. Oameni, votați tot cu noi, că n-aveți cu cine, cu altcineva. Păi au cu cine, cu USR, de-aia în ciuda discursului despre cum se duce USR în cap, în jos, le este foarte teamă de noi, și PSD-ului și PNL-ului. Iar acum, în momentul în care ne-am așezat, avem o direcție clară spre 2024, veți vedea și mai mult consecințele acestei frici de USR la aceste două partide mari. Deci, va fi un candidat la prezidențiale? Dumneavoastră încă n-ați luat o decizie, e absolut clar că vom avea un candidat la prezidențiale. Pentru userist? Că am fost întrebat și ieri despre asta. Nu e o decizie luată încă. Poate să fie și cineva care nu, dar e efectiv o să luăm din timp, adică nu poți să anunța un candidat la prezidențiale cu două zile înainte. Vrem să câștigăm împreună colegii mei. Dumneavoastră ați vrea să fiți candidatul USR la alegerile prezidențiale? Eu îmi doresc să contribui de unde pot mai bine. Sincer, mie mi se potrivește mai bine funcția executivă. Am fost ministru recent, nu știu dacă... Adică vreți mai degrabă premier să fiți premier? Premier într-un guvern e o zonă care mi se potrivește mai bine, dar
în fine, vom lua decizia care e cea mai bună pentru contextul electoral din 2024. Nu, vă întreb pentru că, na, poate partidul zice Cătălin Drulă, noi vrem. Și atunci ce să faceți? Asta e frumusețea acestei democrații și a strategiei politice, că trebuie să gândești lucrurile într-un fel în care să obții un rezultat cât mai bun. E încă prematur pentru noi în momentul ăsta în iulie 2022. E numai prea mult timp, să știți, până la alegeri. Nu, dar zic încă, e prematur, n-a spus că discutăm. Dar nu excludeți. Ce anume? O candidatură la prezidențial. A priori nu, dar asta v-am spus, că cred că trebuie să luăm decizia cea mai bună. Și că tot am ajuns la alegeri, anul 2024, despre care spuneam că e bate la ușa aproape, vor fi multe runde de alegeri. Avem alegeri europarlamentare, alegeri locale, parlamentare și prezidențiale. Da. Deci sunt patru runde de alegeri. E super an electoral. Super an electoral, o provocare pentru un partid care a, cât ați avut la alegerile trecute, 16%, acum sunteți cotat un pic mai puțin. Primari, cum veți alege primarii? Candidații la primărie. Asta iarăși e, cum ați întrebat mai devreme despre organizare. Ăsta e un alt punct pe care vreau să lucrăm foarte mult din această toamnă, pe identificarea candidaților în cât mai multe localități din România, pentru primari, pentru consilieri locali, să plecăm cu lucrul ăsta din timp. E procesul statutar, este decis de prin vot intern la noi. Adică e o competiție întâi internă, că până la urmă trebuie să poți câștiga încrederea colegilor dacă vrei să te voteze lumea în afară. Ăsta e mecanismul statutar. La alegerile parlamentare, la fel, este același mecanism. Da. Sunt niște conferințe județene unde se votează. Da. Totuși, și la celelalte partide, centrul are un cuvânt de spus mai mult decât prevede statutul dumneavoastră, în care dumneavoastră puteți să invalidați anumite candidaturi, apoi iarăși se întorc la județ și vin cu candidați. V-ați gândit să fie un procent, de exemplu, din listă care să fie stabilit de la centru? Acum, noi am, pe cultură instituțională, USR-ul are structura asta în care se decide prin vot, nu din pix. Asta a fost. Relația asta între zona de filiale, de județ și centru, pentru că până la urmă partidul răspunde ca un tot. Lumea nu spune, dacă e un candidat nepotrivit, lumea nu spune, domne, vin al USR, nu știu ce județ, nu pot să spun un nume, că s-ar supăra colegul de acolo. Zic eu. Sunt niște colegi foarte faini la Giurgiu. Spune, vine USR și atunci, evident, nu suntem o federație de filiale județene. Asta nu e ok. Eu îmi doresc să punem mult accent pe a veni cu candidați credibili. Și pentru asta, în primul rând, trebuie să ne mai și extindem. Avem resurse bune în intern, dar mai trebuie să mai aducem oameni alături de noi. Un partid care nu e viu, care nu se extinde, nu e ok. Deci trebuie în continuu și asta e și un apel către cei care se uită. Suntem oameni normali, intrați să fiți membru. Sunt vreo trei tipuri de membri în USR. Oamenii care pur și simplu vor să dea un fel de susținere organizației și sunt relativ inactivi în activitățile noastre politice, dar își plătesc această cotizație. Oamenii care nu vor o carieră politică, deci nu vor, nu știu, lucrează la o corporație și nu au timp să candideze la primărie, la consiliul local, dar care au anumite aptitudini care ne ajută, că fie că sunt, eu știu, IT-ști, arhitecți, medici, ne ajută să facem politici pe partea de sănătate și așa mai departe. Și sunt oamenii care vor o carieră politică. Toate aceste trei tipuri de membri ne asigură o viață vie internă de partid și mă adresez celor care se uită și care au acest gând, usr.ro/înscriere, momentul de reclamă. Puneți-vă adeziunea acolo, e un proces ok, online, și vă așteptăm alături de noi. Repet întrebarea, veți avea, luați în discuție, vă gândiți ca un număr, un procent din numărul candidaților să fie decis la centru? Nu am avut o astfel de discuție, nu. Întrebam și dacă luați în calcul, nu știu, poate o să fi discutat. La fel și la europarlamentare? Da, la europarlamentare e listă unică pe țară, competiție și acolo o să avem, tot așa, pe voturi, așa a fost și data trecută.
Aici și domnul Ghinea, cap de listă, dacă vă aduceți aminte, a devenit europarlamentar. După aia a devenit ministru și acum ce mai face domnul Ghinea? Este domnul Ghinea coordonează departamentul de politici publice. Avem cel mai puternic departament de politici publice. Cel mai puternic e, de fapt, cumva, nici măcar nu trebuie să mă laud cu asta, pentru că la PSD și PNL e praf pe partea asta. La PSD mai ajută câte unii de prin instituții, așa să-și mai scrie câteva chestii. Aveau pe vremuri partidele românești o tradiție să mai aibă o zonă în care niște oameni să și gândească, nu numai să te ocupi de zi cu zi și de ce declarații dai în presă. Mă bucur că Cristian Ghinea e acolo și împreună cu niște colegi foarte buni, Victor Giosan, care lucrează cu el acolo, elaborează zona de politici publice. De exemplu, draftul de lege ale securității naționale, când a apărut, noi venim cu o alternativă la asta. Și ei au făcut o analiză și un document de poziție foarte bine pus la punct, bazat pe ce se întâmplă în alte țări. Știți că nici eu nu știam, dar foarte multe țări din vestul Europei, opoziția are un rol foarte important. De exemplu, președinția Comisiei de Control a SRI se dă opoziției și se dă un număr egal de locuri într-o poziție și putere, tocmai pentru a exista un control real. România, de fapt, e o butaforie, controlul civil asupra serviciilor. Domnule Drulă, pentru final, pentru că am stabilit deja că ne vedem peste 20 de ani la încă un interviu, în ce calitate veți fi dumneavoastră atunci, nu știu. Dar ați spus, vreau să venim puțin mai înspre noi, pe anul viitor, când este programată, sau cel puțin așa este promisă acea rotativă, și spuneați că credeți că PSD va pleca de la guvernare înainte de criză. Da. Va intra, va reintra USR la guvernare dacă PSD pleacă? Dacă îi se cere? Uitați, noi nu putem să fim un partid balama. Noi vrem să jucăm un rol principal pe scena politică. Da. Vrem să înlocuim aceste partide și au un mesaj care nu mi-e frică să le spun oamenilor. Nu-i mai votați pe cei de la PSD și de la PNL, votați-ne pe noi. Pentru că chiar credem că nu suntem o alternativă, o a treia cale, a cincea și așa mai departe. Când Iohannis a ales să nu facă proiectul de modernizare cu noi, ci ne-a spus că face un proiect până în 2028 cu PNL și cu PSD, că ăștia sunt, nu scrizatori, sunt oameni care se așează și stau. Păi ăștia sunt mai de 10 ori mai crizatori, sunt crizatorii economici care ne-au băgat în toată dandanaua asta. Ori cu guvernarea unei țări nu poți să joci bambilici. Dacă vor voturile USR, le putem discuta numai într-un context în care noi să ne putem asigura că putem livra pentru România politicile de care are nevoie. Ori pentru mine garanția este să avem premierul. Și este foarte legitim. Primele două forțe ale țării în momentul ăla, pe ultimele alegeri, PNL și PSD, zic, noi n-am putut guverna, nu suntem în stare, ok. Noi suntem a treia forță și nu suntem departe de PNL. Să știți, noi am avut 16, eu am avut parcă 23 sau ceva de genul ăsta la ultimele alegeri. Ca să înțelegem că nu e o diferență, domne, noi avem 2% și PNL-ul are 4.000. Suntem acolo, aveau cu 50% mai mulți parlamentari. Dați-vă la o parte. Pentru că noi putem, dacă va fi cazul, dar ideea asta că PNL se mai joacă, mai dă o tură cu USR, după aia mai dă o tură cu PSD și că ne batem joc de guvernarea țării în felul ăsta, pentru mine este inacceptabilă. Deci dacă vi se va face o ofertă, nu veți intra la guvernare. V-am spus, intrăm la guvernare în niște condiții care să ne asigurăm că putem livra rezultatele. Ori garanția de a avea premierul unei guvernări e una probabil suficient de puternic. Mai trebuie să discutăm și despre ce facem, că guvernarea nu se ia doar că să te duci prin Palatul Victoria sau pe la minister. România va fi într-o situație gravă economică, vor fi necesare măsuri dureroase. De-aia vrea să fugă PSD-ul. Deci să fim sinceri, nu-i prima dată. Poate s-a mai încercat președintele Klaus Iohannis cu domnul Dacian Cioloș, care n-a obținut voturile în Parlament. Dacă spuneți că situația e atât de gravă, s-ar putea să aveți o surpriză, să vă trezi la guvernare. Și varianta alegerilor anticipate, care se pot organiza rapid dacă nu vor să mai guverneze și vor să fugă și nu vor să ne lase nici pe noi. Mergem la anticipate și ne ducem către votul oamenilor și să ne explice cum supermajoritatea de 70% care urma să guverneze, mai țineți-vă cum se erau înfoiați ca niște curcani, așa, vom fi până în 2028, cum spunea domnul Dâncu, nu mai știi care e PSD și care e PNL, noi nici nu mai știm de între noi, suntem ca frații, revizuim Constituția, s-a terminat cu ăștia de la USR care încurcau mașinăria de furat. Ok, oamenii o să vadă asta, eu cred că și alegătorii PSD și o să mă asigur și eu că o să vadă și alegătorii PSD, spun, uite oameni buni, ăștia au dat bir cu fugiții de la guvernare să nu-și vadă consecințele propriilor acțiuni, Ciolacu n-are niciun gând să vină premier,
Da? Ei nu știu decât atât. Cum să stăm cât mai mult la putere? Asta e singura ecuație. Nu interesează să facă ceva bun chiar dacă e nepopular. Eu am avut când am fost ministru decizii care erau nepopulare și m-au întrebat oamenii de lângă, păi, dar știți că o să ne bubuie în cap chestia asta. Nu mă interesează dacă asta e corect, nu știu, metrou până la Otopeni, consider că un proiect care nu e, am vorbit tot în studioul ăsta. Și trebuia mie să mă leg de ăla dacă mă gândeam doar la capital politic. Și altele pe care le pot da exemplu. Până și la situația cu spațiile comerciale. Am făcut doar ce am crezut că e corect, că a ieșit bine până la urmă. Asta, soarta mai ține și cu cei care fac ce trebuie. O să închei acum cu o întrebare de la un cititor care are totuși legătură cu una dintre întrebările din sondaj. Sunt mulți, o să vă dau întrebările toate pentru că întreabă și despre aeroportul de la Brașov, dacă se va finaliza și despre dacă veți promova femei în afară de Clotilde Arman și Cosette Chichirău. Cât mai mult îmi doresc. Da. Și vă întreabă dacă credeți că veți reuși să câștigați alegerile în condițiile în care acest sistem, acest ce spuneați dumneavoastră de sistem este împotriva dumneavoastră. Ca să câștigi, trebuie să te lupți și să crezi în ceea ce faci. Eu cred în ceea ce fac, cred că are sens pentru România și câștigul va fi și pe baza voturilor oamenilor. Deci da, cred că putem. Domnule Drulă, vă mai aștept în studioul Hot News. Sunt convinsă că ne vom mai vedea în următorii 20 de ani, deci nu chiar peste 20 de ani, ci și cât mai curând, pentru că se vor întâmpla lucruri interesante. Va urma probabil o toamnă parlamentară interesantă cu legile siguranței și atunci vom avea de discutat aplicat. Sigur. Vă mulțumesc. Mulțumesc și eu.